Salutare! Eu sunt Betty și vom parcurge împreună devoționalul de astăzi. Urăști privirea aia de tată ștrumf care știe tot, pe care ți-o aruncă uneori fratele tău mai mare. Îmi fac griji pentru tine, îți spune în timp ce se așează lângă tine pe canapea. Am făcut niște prostii și nu vreau ca tu să le repeți. Te întrebi ce prostii a făcut de simte nevoia să te mustre pe tine acum. Am știut tot timpul că ești prost. Unde vrei să ajungi cu asta? Unii dintre copiii ăia cu care îți petreci timpul aduc numai necazuri, te avertizează el. Te rușinezi, are dreptate. Apoi, privirea fratelui tău devine una ciudată. Vezi o lacrimă formându-se în colțul ochiului. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Știu că te-am tratat ca pe un nimic, își cere el scuze, dar chiar îmi pasă de tine. Trebuie să fii deștept, sper să mă asculți. Citește întâi Împărați 3, de la 5 la 15. De ce i-a cerut Solomon lui Dumnezeu să-l facă înțelept? Credeai că Dumnezeu trebuie să-ți spună ce să faci, dar dintr-o dată îți apare într-un vis, întrebându-te ce vrei să îți dea. Ai acum în mâinile tale o putere cosmică fenomenală. Ce ai cere? Capacitatea de a alerga 100 de metri în 3,6 secunde? Să fii capitanul navei Enterprise? Ca cel mai mare dușman al tău să moară brusc într-un accident ciudat? Sau să deții singur compania Microsoft? Gândește la nivel mai înalt. Dacă ceri înțelepciune, este ca și cum ți-ar fi îndeplinite mai multe dorințe. Înțelepciunea îți descoperă fiecare parte a consacrării totale, a fi aproape de Dumnezeu, a fi hotărât, atent, puternic, loial, lipsit de egoism, iertător, sincer, dependent de Dumnezeu și liber de frica de alți oameni. Bine, bine, înțelepciunea este cea mai bună. Dar cui să-i ceri să te ajute să devii înțelept? Nu părinților vreunuia dintre prietenii tăi, care nu sunt nici măcar suficient de deștepți încât să spună nu. Surorii sau fratelui tău mai mare? Poate. Sau poate că nu. Unui prieten? Puțin probabil. Poate că știi oameni la fel de mișto ca tine, dar cu siguranță nu la fel de deștepți. Cum rămâne cu Dumnezeu? El este singura ființă din univers care știe totul. Bun răspuns! 1 Împărați 3:12. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Vă urez o zi plină de înțelepciune!